Vineri dimineață, în jurul orei 6, pompieri militari au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la un cap tractor al unui autotren staționat într-o parcare din Lehliu Gară. La această intervenție s-a deplasat o auto specială de stingere cu apă și spumă din cadrul secției de pompieri Lehliu Gară și a acționat pentru lichidarea arderii timp de aproximativ 40 de minute. La sosirea echipajului de stingere, capul tractor al vehiculului ardea în totalitate, iar semiremorca era doar puțin afectată. Un scurt circuit a fost cel mai probabil cauza producerii incendiului.